ați ultimul meci din sezonul regulat. Suntem foarte motivați pentru acest meci, conștienți fiind de importanța rezultatului acestui meci. O victorie ne-a consolidat locul 3 la finalul sezonului regulat și în eventualitatea în care Mediaș ar pierde cu Piteștiul, chiar poziția a doua. Deci pornim foarte atenți. Am avut o săptămână de antrenament bună, o săptămână în care și Sildoșan și Chetrean s-au întors în cadrul echipei. Ei pot fi în acest moment folosiți, sigur nu la capacitate maximă, dar este un foarte mare ajutor în minutele în care vor fi în teren. Sunt sigur că vor fi foarte productive pentru noi. În rest, suntem înaintea play-off-ului, suntem pregătiți pentru play-off și vom da și vom face totul ca să ne apărăm titlul. Marcel, se vorbește și de revenirea lui Morris. E posibil această revenire? Tu cum? Sigur, eu îmi doresc să-și revină și să joace și să fie în ritm. Asta depinde de în primul rând, de diagnoz, de confirmarea medicului, dacă este în regulă sau nu. Și acest lucru va avea loc numai la începutul lunii mai. Deci, mai este de așteptat. El se antrenează foarte greu. Am văzut și se văd niște videouri postate pe site-ul nostru. Însă, în ce măsură va fi apt să joace la capacitate maximă, în condițiile în care noi deja suntem într-un sistem cu alți jucători, sigur că rămâne un semn de întrebare și mai trebuie să așteptăm să vedem. Ești de 3 ani antrenor principal la echipă, au fost și 2 sezoane înainte când ai fost secund. E acest sezon cel mai greu din cei 5 ai tăi? E greu, sigur, pentru că nu am fost privat de probleme. Am avut foarte mulți jucători accidentați sau jucători care pur și simplu au plecat și practic ne-am aflat în situația în mijlocul campionatului să reconstruim echipa cu jucători noi, ceea ce nu întotdeauna este un lucru ușor și cere timp. Ținând cont de aceste probleme, în momentul de față, locul din clasament, te mulțumește oarecum? Nu mă mulțumește nimic în afară de locul întâi. Nu, sigur că nu e grozav să termin pe locul 3, nici rău nu este în condițiile astea. Ceea ce este important este cum te prezinți în play-off, pentru că acolo, practic, este un nou campionat, începe o perioadă de foc, în care ai prilejul să-ți dovedești valoarea. Noi suntem acum într-un moment de revenire, în moment în care și jucătorii accidentați se reintegrează în jocul echipei. Asta ne dă posibilitatea unei rotații mai mari, ceea ce cred că ne va fi de folos. Ce motivație crezi că are Sibiu în condițiile în care ei nu mai au nicio șansă în play-off? Sunt și probleme financiare, de câte am înțeles? Sigur, este greu de spus. Eu încerc să mă gândesc acum la echipa din Sibiu. Ne gândim doar la încercarea fața căruia ne aflăm în acest moment. În mod normal, orice jucător profesionist își găsește motivație în momentul în care începe un joc. Desigur, noi suntem, eu cred că noi ar trebui să fim mai motivați pentru că noi jucăm în play-off și suntem în situația în care trebuie să ne apărăm o poziție. Așa că sunt sigur că va fi un meci greu, un meci în care toate amândouă echipele vor da absolut totul pentru a câștiga. Eu sper să câștigăm noi. Marcel, se pasă acum înainte de ultima etapă, pentru că acum arată clasamentul destul de interesantă situație. Mobitel cu pe 3-a se soltă pe 6? Nu cred. Numai în eventualitatea în care Asesoftul pierde acasă. Numai așa poate să ajungă Asesoftul pe 6. Și sigur, calculele toată lumea face, ce se va întâmpla nu știm, însă orice calcule faci, trebuie să joci bine. Dacă nu joci bine, poți să faci toate calculele din lume și din urmă întoarce totul împotriva ta. Dar ce-ai dori să eviți o anumită echipă în primul tur din play-off? M-aș gândi aici poate la Târgu Mureș. Sigur, ei au un ascendent moral sau cel puțin teoretic, ne-au bătut de 2 ori, dar eu am
fost după meci, imediat după meciul cu Târgu Mureș, eu îmi doresc să întâlnesc în play-off cu Târgu Mureșul, pentru, tocmai pentru a dori că nu suntem timorați sau avem o problemă împotriva Târgu Mureșului, trebuie să dovedim și tocmai asta este calitatea principală a unui competitor și a unui învingător. Trebuie să dovedească mereu ceea ce alții cred că el nu este în stare.